Bună ziua, prieteni! Bine v-am găsit la un nou interviu. Astăzi îi spunem bun găsit și domnului ministru al mediului, domnului și Barna. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit la acest interviu. Mulțumesc pentru invitație. Înainte de interviu, discutam că ați fost undeva în vizită în Ungaria și povesteați că aveați niște discuții cu cei din Ungaria referitor la anumite probleme pe care râurile noastre le creează și anume gunoaiele care se duc în Ungaria. Ce s-a întâmplat acolo? Ce s-a întâmplat și ce se întâmplă? Adevărul este că poluarea nu este o problemă națională, nu este o problemă locală. Vedem și discuțiile de acum două-trei zile la G7, cei mai mari lideri, cei mai importanți lideri mondiali, au discutat, de, au discutat despre provocările schimbărilor climatice. Atât problema schimbărilor climatice, cât și problema deșeurilor care sunt lăsate la voia întâmplării sau sunt aruncate în albile râurilor, reprezintă nu doar o probleme locale, nu o problemă națională, este una internațională. Asta se întâmplă și la granița România-Ungaria, unde râurile unde crește nivelul apei din cauza uh, sau datorită uh, ploilor încep să ducă în afară, să transporte deșeurile noastre către țara vecină. Invers se întâmplă? Păi nu, pentru că apa curge încolo. Okay. Deci încoace nu se aduce și nu, sunt, nu se întâmplă aceste probleme spre România, dar în zona graniței este o problemă deosebită. A fost ridicată ca problemă de, și temă de discuție și la ultima vizită a ministrului Siarto în România, care a avut loc acum două sau trei luni. Și normal că ar trebui să mergem cu un răspuns la probleme ridicate și să oferim soluții.